Vă dați seama câte subiecte și câte materiale vor fi dacă nu vor câștiga Hadice și Mihai, având în vedere că este un câștig substanțial. Adică, dacă stăm să ne gândim în sezoanele trecute, cam o săptămână și un pic, aproape două, mai aveau până la nuntă și atunci se deschideau ușile. Deci, cumva, a câștigat finala, dacă mă întrebați pe mine cu acest premium efectiv au posibilitatea 5 zile plus weekendul, vă dați seama, și weekendul. De mâine încolo până luni la prânz să stea împreună non-stop, să gătească, să mănânce, să doarmă, ca într-o familie. Mie mi se pare cel mai substanțial premiu de până acum. Și imaginați-vă cum ar fi să nu câștige Mihai și Hatice. Imaginați-vă ce va fi. Dar, din păcate, cred că vor fi aleși câștigători, pentru că, spuneam, sunt cele trei, premi cele trei cupluri prietene care se vor vota între ei și ar putea să aibă majoritatea. Dar am înțeles că vor vota și cei singuri, nu?